Domnul președinte, UDMR ar trebui să rămână în continuare în guvernare sau veți susține un guvern format din PNL și PSD? Eu nu am de gând să mă opun niciunei formule care duce la o guvernare stabilă. Încă se poartă discuții, încă se poartă negocieri. Coaliția trebuie să se hotărască cum va dori să arate viitorul guvern și cine trebuie să fie în coaliția de guvernare, dar am încrederea că lucrurile se vor rezolva. Acum, sigur, fiind astăzi joi și greva încă neîncheiată, vom vedea dacă vom reuși să începem procedura mâine sau peste câteva zile, dar nu asta este important, dacă acum, imediat sau peste o săptămână, două se face rotația. Important este să avem o procedură clară, să știm cum va funcționa coaliția și să avem un guvern care garantează stabilitatea guvernării și stabilitatea României. Acestea sunt lucrurile pe care pun foarte mare preț și le-am transmis și celor din conducerea coaliției. Deci demisia premierului s-ar putea amâna? Era anunțată pentru mâine. În mod normal, mâine ar trebui să înceapă procedura. Asta în condițiile în care, sigur, greva din învățământ se finalizează. Vom vedea. Nu s-a finalizat. Sindicatele tocmai au respins propunerile venite de la guvern și anunță noi proteste. Da, atunci este nevoie ca guvernul și coaliția la modul general să negocieze în continuare cu sindicatele până se găsește o soluție. Acest guvern, deci premierul... Nu cred că se va face rotația în timpul unor negocieri. Este totuși destul de complicat. Și una și alta sunt proceduri complicate. Se pot lua pe rând. Astăzi, vă mulțumesc. Colegiul unde ați fost profesor în urmă cu câțiva ani.